Bună, eu sunt Daria și astăzi fac un nou clip în care mă voi juca Toca Boca. Și în acest clip o să fie un clip surpriză și o să vedeți ce o să se întâmple. Deci, hai să începem! Mami, dar mi-e frig, e și seară! Mi-e frig! Oh, știu, dar n-avem ce să facem. Trebuie să stăm aici, nu avem unde să trăim. Dar nu putem să plecăm de aici. Și unde să mergem? Nu știu, să mergem până la o casă. Și ce să facem acolo? Și ce să facem acolo? Păi nu știu, mami, să cine trăiește acolo să ne dea, să ne lase și pe noi în casă. Ce ai? Nu există așa ceva. Uite o hăinuță pentru tine. Yay! Hai, gata, nu mai plânge, că găsim noi o soluție. Bine, mami. Hai să ne luăm bagajele. Și cum ai spus tu, poate ne primește cineva. Sper. Să-mi iau și eu niște haine de aici. Uite, asta să fie pijamaua mea. Uite, să am o rochiță frumoasă. Ia, ce mai avem pe aici? Oh, încă o rochiță frumoasă. Haine de iarnă. Uite, asta este bună. Ah, și hai să luăm haina asta. Hai să vedem. Sunteți voi și ce lăudați la mine aici? Ah, ce săraci sunteți, Doamne, iartă-mă! Serios, săracilor! Uiteți numai această haină! Ah, mulțumesc! La revedere, vă dau cele două haine pentru că n-am nevoie de ele. Ah, și ia-ți și asta. Ah, ia ce mai vrei de aici, nu-mi pasă, ia-ți tot. Ia-ți și pe asta care arată bine pe tine. Pupici! Yay! Haine, haine, haine. Oh, nu! Dăm haina înapoi, doamnă. Cucoană. Hai să ne punem astea așa. Ce frumos arătăm. Yay, mami. Ce mai ai aici? Nu știu, mami, n-avem nevoie de nimic. Hai să mergem să găsim o casă bună pentru noi. Ok, mami. Ok. Hai să mergem cu mașina aia. Uite, asta e o casă bună. Hai să mergem la ea. Dar pare cam bogată. Da, dar hai să încercăm. Ok, adică șterge. Dar nu suntem bogați. Și ce le spune mami? Le spunem... nu știu ce le spunem. Atunci lasă, mami. Doar să spunem adevărul. Dacă nu ne primești ca aia e, nu mai avem ce să facem oricum. Hai să ne încercăm norocul. Bine. Ok, unde-mi sunt ochelari aici? Ei, lasă, mai doarmă.
Cine e oare la ușă, la ora asta? Bună ziua, doamnă! Aș dori să ne dați 10 lei, că n-avem bani de nemâncare. Și pastile pentru mine, că mă doare capul. Ce drăguț sunteți! Intrați! Serios? Da, logic! Dar auziți? Știți ceva? O să vă cumpăr eu o casă! Nu, doamnă! Nu ne trebuie așa ceva! Ce aveți? Da, vreau o casă! Și nu avem voie să cerem așa ceva. Nu, doamnă, mulțumim. Sunteți drăguți. Hai, lasă, mă duc să mă schimb și vin imediat. Ce, serios, chiar ne cumpără o casă? Wow. Cea mai bună zi, mami. Să șterge. Ah, ce fericită sunt că ajut oamenii nevoiași. Ok, haide să mă îmbrac. Nu, asta arată mai bine. Ai, lasă că-i 6 dimineața. Nu-i mai trezesc. Nu-mi trebuie bani pentru că eu am cumpărat 5 multe case. Și cred că mai am una gratis și plus că nu am nevoie de bani pentru că mă ajută Daria să o decorez gratis. Ce bine e să trăiești în Toca Boca. Ok, am venit. Mulțumim, doamnă, nu știm cum să vă mulțumim. Nu contează. Hai să plecăm. Auzi, am lăsat ușa deschisă. Ok, aceasta este casa. Credeam că aici vin să iei banii. Nu, asta este casa voastră. Intrați. Serios? Aici o să trăim noi, mami? Da, aici o să fie dormitorul tău. Dar voi n-aveți tată? Sau ceva de genul? Am avut, dar ne-a dat afară din casă. A zis că suntem prea urâți. Da, a zis că nu-i place că avem pielea mai închisă, mă rog, copilul. Nu știu, că avem nasul ciudat, că nu se potrivește părul și toate chestiile astea. Nicio problemă! O să vă schimbăm! Și o să-ți reparăm capul ție prima dată. Cea mai bună zi din viața mea, mami! Da. Mulțumim mult, doamnă, sunteți cele mai bune.
haideți să mergem la spital. Oricum e totul gratis în Toca-Boca. Dar noi trebuia să plătim bani. Aha, pentru că n-aveați o casă din Toca-Boca și pentru că nu știam de voi. Ce bine că ați venit la noi acasă. Mulțumesc, doamnă, mult. Foarte, foarte, foarte mult. Unde trebuia să mergem? Perfect.